vă spunem buongiorno și în acest episod vă invităm să explorăm Italia pe porțiunea dintre Bolzano și Verona, de la Munții Dolomiți la Câmpia Padului. De pe biciclete, din vapor sau tren, descoperim una dintre cele mai mirifice zone ale Europei. Așadar, pornim pe biciclete dintr-o localitate aflată la sudul orașului Bolzano, o zonă deținută de Habsburgi până la cel de-al doilea război mondial, apoi anexată Italiei, dar influențele germanice încă se văd la tot pasul. Mă rog, la fiecare învârtire de roată. Am ales traseul cicloturistic amenajat de-a lungul râului Adige, un traseu fermecător care însoțește râul Adige sub supravegherea sobră și severă a Munților Dolomiți, dar acompaniați de îmbrățișarea caldă și blândă a brizei mediteraneene, așa cum lacul Garda poate să ofere. O combinație pe care greu o găsești în altă parte. Râul Adige este al doilea ca lungime din Italia, izvorește de la granița austro-italiană din nordul Italiei și curge 415 km până la Marea Adriatică, unde se și varsă. Traseul face parte din ruta de ciclism europeană Via Claudia Augusta, vechiul drum cultural și comercial al Imperiului Roman, care leagă Germania de Marea Adriatică, traversează 3 țări, munții Alpi, 10 regiuni și 3 zone climatice. Traseul Adige, pe care pedalăm astăzi, dintre Bronzolo și Trento, trece printre Liveți și Podgorii, printre vechi castele și cetăți care tronează de pe stânci, amețitor de înalte, printre localități frumoase, printre munți fascinanți cu pereți abrupți. Italia este cea de-a doua cea mai mare țară producătoare de vinuri din Uniunea Europeană după Franța, iar această zonă, chiar dacă nu este la fel de cunoscută ca și cea din Toscana, de exemplu, contribuie din plin la locul pe care îl ocupă. Thank you.
Micile localități prin care trecem ne permit să ne aprovizionăm cu ceva gustări și răcoritoare, dar sunt și un prilej să citim câteva rânduri despre ele. Despre San Michele d'Adige, locul în care ne-am oprit acum, aflăm că a fost centrul luptei pentru putere dintre conții de Tirol și arhiepiscopii din Trento. După 75 de kilometri de pedalat, ajungem în Trento, unde și noptăm la o pensiune situată pe un deal deasupra orașului, de unde avem priveliști minunate, plătite scump, cu împinsul bicicletelor, vreo 270 de metri, diferența de nivel. Orașul Trento este un oraș încântător, plasat într-un cadru natural deosebit. Acesta a devenit celebru datorită Consiliului de la Trento din anii 1545-1563, prin care a început Contrareforma sau Reforma Catolică, care a hotărât separarea catolicilor de protestanți. Clădiri istorice și culturale, fiecare cu istoria și valoarea ei, străduțe pavate și un maraton care se pregătea să înceapă, au dat startul următoarei etape a călătoriei noastre pe biciclete. Porțiunea dintre Trento și Riva de Garda, pe care pedalăm astăzi, este la fel de interesantă, trece printre podgori și localități pitorești, dar asprimea munților din jur parcă se mai domolește. Trecem și astăzi întovărășiți de râul Adige, care curge la vale într-un peisaj epic încântător. Inima bate de încântare și puțin efort, dar parcă le dăm dreptate celor care spun că această rută de biciclete este una dintre cele mai frumoase din lume. În localitatea Mori, traseul se desparte. Unul merge direct spre Verona și altul, pe care îl alegem noi, spre dreapta, are direcția lacului Garda.
În această zonă, traseul nu mai este foarte plat, urcă și coboară. Acum suntem pe un deal deasupra lacului Garda, care, iată, își face apariția și care ne va încânta o zi și jumătate cât rămânem în preajma lui. Localitatea Riva de Garda a fost locul unde ne-am oprit pentru încă o noapte după vreo 60 de kilometri pedalați de la Trento. Localitatea Riva de Garda este o localitate mare în nordul lacului, cu vile, clădiri pline de culoare, un port pitoresc, câteva biserici remarcabile, turnuri și străzi medievale, dar și plaje umbrite de palmieri, chiparoși și liandri. În următoarea zi a turei noastre, încercăm un traseu off-road și mergem o porțiune pe strada del Ponale, un drum săpat în stâncă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru a lega Valea Ledro de lacul și portul său Riva del Garda. Timp de decenii a fost una dintre cele mai importante căi de acces către nordul lacului Garda, dar din anul 1990, după construirea noului tunel auto de mai jos, Ponale a fost abandonat și astăzi este folosit ca traseu turistic. Coborâm înapoi în Riva de Garda și luăm vaporul până în următoarea localitate situată pe malul lacului, Limone sur Garda. Lacul Garda este cel mai mare lac din Italia. Este un lac alpin format în craterul unui vulcan la sfârșitul ultimei glaciațiuni și are o circumferință de 144 de kilometri. Apele sale scaldă trei provincii, Brescia, Verona și Trento, iar localitățile din jurul lacului sunt una și una. Limone sul Garda este unul dintre cele mai încântătoare orășele de pe malul lacului, renumit pentru plantațiile de lămâi, uleiul de măsline și viața lungă a locuitorilor săi. Ne îndreptăm spre pista de biciclete care stă suspendată deasupra lacului Garda și ajungem cu vreo 2-3 persoane în urma celei care a câștigat premiul de biciclistul cu numărul 2 milioane care a trecut pe aici. Această pistă este considerată de mulți ca fiind cea mai spectaculoasă din lume și face parte dintr-un proiect ambițios care își propune să construiască un traseu cicloturistic care să înconjoare lacul. Dar până la finalizarea lui este cale lungă, așa că ne mulțumim cu cei 3 km suspendați deasupra lacului și ne bucurăm de spectacolul unic al stâncilor care se oglindesc în luciul apei.
Revenim în limonesul Garda și ne plimbăm prin labirintul de străduțe înguste, mici, magazine drăguțe, clădiri colorate, case tradiționale italiene, flori colorate care atârnă pe balcoane, priveliști spectaculoase și aer proaspăt de munte combinat cu aromă de lămâi. De fapt, aici aproape totul are formă și aromă de lămâie, săpunuri și înghețată cu lămâie, limoncello, semnale stradale și cutii poștale, veselă și șorțuri de bucătărie, produse de artizanat, parfumuri. Revenim în portul Limone, luăm vaporul spre sudul lacului. Drumul cu vaporul a fost unul relaxant și ne-a permis nu doar să împletim gândurile cu valurile, uneori liniștite, alteori răzvrătite, ci să și admirăm localitățile de la malul acestui lac încântător. Prima localitate aflată pe malul opus de Limone este Malcesine. Văzut de pe vapor, micuțul sat se arată ca un mănunchi de case și clădiri cu arhitectură medievală strâns în jurul unui castel vechi ce pare năpădit de apa imensă pe marginea căreia se înalță spectaculos și pe care noi plutim. Dar mai mult decât atât, noi știm din anii precedenți că are în preajmă un munte înalt, muntele Baldo, pe care se urcă cu telecabina, care străduțe pietruite și o înghețată bună. Vaporul ne poartă prin portul altor localități frumoase. Acum suntem în portul Castelletto, un alt oraș sprijinit de munte, cu casele vechi, cu două sau trei etaje, cu străzi medievale pietruite și turnuri de biserici.
oazis se traduce sătucul de pe lac, îi admirăm de pe vapor castelul din secolul al XIII-lea, dar și casele construite pe marginea lacului pe niște piloni uriași de susținere. În apropiere se află și Gardaland, cel mai mare parc de distracții din Italia. Coborâm de pe vapor în localitatea Peschiera de Garda, care înseamnă pescărie, și apoi urcăm pe biciclete și ne grăbim spre cazarea rezervată, care se afla la 10 km departare în localitatea Sirmione. Sirmione este considerată ca fiind bijuteria lacului Garda datorită cadrului natural, o fâșie îngustă de pământ care pătrunde în lac, are castel, biserici, străduțe înguste și multe magazine. Pentru noi a fost doar o localitate în care am ajuns seara târziu și am plecat dimineața de vreme, dar pitorescul locului tot l-am simțit trecând cu bicicleta pe malul lacului în lumina răsăritului. Dimineața am revenit în Peschiera de Garda, de data aceasta în gară, și am luat trenul spre Verona. What a time for the wretches, the hero never came, and nobody out there like us. Verona este cunoscută în întreaga lume datorită celebrei piese a lui Shakespeare, Romeo și Julieta, iar balconul Julietei este considerat cel mai fotografiat loc din orașul iubirii. Verona are de asemenea o arhitectură impresionantă, cu numeroase clădiri istorice, monumente și străduțe pietruite. Are un castel medieval construit în secolul al XIII-lea și o arenă din secolul I, care a fost inspirație pentru Dante Alighieri în Divina Comedie. Din Verona am luat trenul care ne-a înapoiat la punctul de pornire și din care am admirat locurile prin care am trecut zilele trecute pe biciclete. Aceasta a fost bucățica de Italia pe care am descoperit-o în cele câteva zile, dar pentru țara cu teritoriul în formă de cizmă, îți trebuie o viață să-i admiri locurile, istoria și energia bună. Pe curând! Nobody out there like us, or are we on the same?